Doi soți au fost sechestrați în casă de hoți pentru ca aceștia să le fure cazanul de țuică. Soții au vrut să iasă din casă să verifice ce se întâmplă, însă au constatat că ușa era blocată. Hoții dintr-o localitate din Satu Mare, care au sechestrat în casă doi soți pentru a le fura cazanul de țuică, au fost trimiși în judecată. Cei doi soți dețin în localitatea Porumbești o instalație de distilare tradițională cu o capacitate de 280 de litri. Instalația funcționează într-o anexă a gospodăriei. La un moment dat, o femeie a văzut că doi indivizi străini au intrat înăuntru, așa că a sunat proprietarii să le spună acest lucru. Soții au vrut să iasă din casă să verifice ce se întâmplă, însă au constatat că ușa era blocată. Era blocată chiar de hoți înainte să dea spargerea, tocmai pentru a nu fi deranjați. În timp ce proprietarii erau închiși în casă, hoții au cărat cazanul de cupru până la mașină cu alte accesorii necesare instalației de distilare și s-au făcut nevăzuți. Totuși, când au ieșit din localitate, au decis să renunțe la obiectele furate pentru că le-au abandonat pe un câmp. Probabil i-a speriat gândul că i-a văzut vecina soților și că vor fi dați de gol. Cei doi hoți au fost reținuți de polițiști, iar la audiere au recunoscut comiterea faptei. Chiar dacă prejudiciul în valoare de 15.000 de lei a fost recuperat în totalitate, hoții au fost trimiși în judecată pentru distrugere și furt, mai ales că unul dintre ei are și antecedente penale, relatează Antena 3.ro.